Salut, eu sunt Derek, iar tu urmărești Weekly Fix. Sprite prezintă Weekly Fix. Avem primul clip cu secvențe de gameplay din Red Dead Redemption 2 și pot spune că nu mai am răbdare până la lansare. Gameplay-ul a fost capturat în întregime pe un PlayStation 4 Pro la rezoluția 4K, așa că este cazul să faci upgrade la televizor sau consolă dacă vrei să te bucuri de în totalitate de acest titlu. De asemenea, acesta va rula și pe Xbox One X la aceeași rezoluție. Red Dead Redemption 2 va sosi pe PlayStation 4 și Xbox One din 26 octombrie. Ubisoft a anunțat că Child of Light și Valiant Hearts The Great War vor fi portate pe Nintendo Switch. Un detaliu care nu a trecut neobservat de către jucători este că în poza publicată pe Twitter se poate vedea în fundal o foaie pe care scrie clar Child of Light 2. Compania nu a făcut niciun comentariu legat de aceste zvonuri, însă cel mai probabil lucrează la o continuare a primului joc. Child of Light se lansează pe Switch pe 11 octombrie și în această versiune vei putea juca co-op. De asemenea, Valiant Hearts The Great War are data de lansare pe 8 noiembrie. Steep, jocul de snowboarding și ski, deși a apărut pe toate celelalte platforme, nu va primi o portare pe Switch. Ubisoft a decis să se concentreze pe crearea de conținut nou, portarea fiind un efort în plus. Așa că, din nefericire, nu vei putea să dai cu placa on the go. În cadrul QuakeCon 2018, Bethesda a dezvăluit detalii noi despre Fallout 76. Jocul va avea servere private care vor permite custom mods, deși dezvoltatorii par să întâmpine dificultăți în ceea ce privește implementarea în online multiplayer. Cel mai probabil va trebui să joci pe serverele private pentru a putea să modezi în voie. De asemenea, noul Fallout va avea și modificări în sistemul de perks. Sistemul Special se va întoarce și va permite jucătorilor să adauge puncte în cele 7 abilități, însă vei beneficia și de noi cărți cu abilități. Acestea vor putea fi împărțite cu membrii echipei, așa că vei putea să faci diferite combinații pentru a-ți îmbunătăți abilitățile. Fallout 76, atât versiunea completă cât și beta, vor fi disponibile doar via Bethesda.net, ceea ce înseamnă că nu vor sosi și pe Steam, cel puțin nu la lansare. Jocul va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și PC din 14 noiembrie 2018. Bethesda a anunțat că shooterul Quake Champions va fi free-to-play. Jocul combină eroi din seria Quake, dar și din francize precum Doom sau Wolfenstein. Acesta a fost anunțat în 2016 și este gratuit încă de când a apărut, însă sunt câteva pachete pe care le poți cumpăra în joc. Jocul este disponibil pe Steam încă în stadiul de Early Access, însă nu a fost anunțată niciodată de lansare. Tot la QuakeCon am putut să vedem gameplay din Doom Eternal. Acesta va avea mecanici de joc îmbunătățite, dar și arme noi. Aparent vei putea să controlezi chiar și un demon și să provoci haos în campania altui jucător. Vei putea să te alături altor demoni și să vânați un Slayer. Pe lângă lansarea de pe console și PC, la fel ca și predecesorul său, Doom Eternal va primi și o portare pe Nintendo Switch. Să nu vă așteptați să-i vedeți pe Wonder Woman sau Batman în noul film Aquaman. Regizorul James Wan a dezvăluit că în noul film solo din universul extins DC nu vom vedea niciun personaj din Justice League. Acesta vrea să se concentreze pe personajul principal fără să aducă vreun cameo. Aquaman, jucat de Jason Momoa, și-a făcut debutul în Justice League, lansat anul trecut și îl vom revedea pe 21 decembrie pe marile ecrane. Sony sărbătorește 500 de milioane de sisteme PlayStation 4 vândute și lansează o ediție limitată PlayStation 4 Pro. Consola va fi de un albastru închis și va primi un update de memorie la 2 terabiți. Pachetul vine și cu un controller care să se potrivească cu carcasa, PlayStation camera, vertical stand și căști, toate cu aceeași cromatică. Această versiune ediție limitată vine la prețul de $500, însă dacă nu vrei să cumperi toată consola, vei putea achiziționa doar controllerul la un preț de $65. Cea de-a 7-a expansiune pentru World of Warcraft, Battle for Azeroth, este acum disponibil și aduce războiul dintre Alianță și Hoardă la un nou nivel. În timp ce ambele facțiuni sunt în căutare de noi aliați, Hoarda încearcă să câștige încrederea trollilor din Zandalar, în timp ce Alianța se îndreaptă către Kul'Tiras. Pe lângă multe alte noutăți și schimbări, Battle for Azeroth include 10 dungeon-uri noi, retrage vechile artefacte și le înlocuiește cu Heart of Azeroth, adaugă noi rase și două moduri de joc inspirate din Warcraft 3. În cele din urmă, Blizzard a renunțat la vechiul Battle Chest, așa că tot ce este nevoie pentru a ajunge la zi este expansiunea Battle for Azeroth la prețul de €45. Săptămâna asta, la pe scurt, avem trailere pentru Overcooked 2, Bow to Blood. Welcome to the Bow to Blood Arena. 7 other captains have been chosen as well, but only one can be named champion. Prey Moon Crash.
Blood Moon Update. A Fisherman's Tale. The puppet lived a simple life inside the model lighthouse, with everything in its place. In the center of the room, a perfect model of his own little lighthouse, exact in every detail. Rage 2, Eden Assault. Welcome to the world of Rage 2, an unprecedented partnership in gaming. Rage 2 fuses id Software's best-in-class first-person shooter mechanics with Avalanche Studios' mastery of open-world insanity. This incredible combination of action and scale plays as a smooth and seamless experience, completely free of load screens. Rainbow Six Siege Operation Grim Sky. Juggernauts. Jog, jump, and switch to match colors. Okay, jog, jump, and switch to match colors. Yes! Coordinate with yourself. Nice. Cooperate with a friend. With up to four players. Come on. You gotta switch. Ca de obicei, le găsești în întregime pe site-ul IGN România sau în descrierea emisiunii pe YouTube. Aici se încheie fixul de săptămâna asta, lasă-ne un comentariu și nu uita să apeși pe butonul de subscribe ca să nu ratezi următorul episod. Salut! Sprite v-a prezentat Weekly Fix.